de lumină, Dumnezeiață. Te-ai făcut și tu lumină. Sunt născut în județul Bacău, pe malul Siretului, în comuna numită pe vremea aceea Răcătău. Părinții mei, născătorii mei, cum se spune, Nicolae și Elisabeta, născuți ei înșiși din veacul celălalt, al 19-lea, căsătoriți la 903 și au dus pe lume, care am trăit 5 copii, ca unul a murit, al 6-lea pe parcurs. Și eu, 918, 21 noiembrie, ziua intrării în Biserica Maicii Domnului, la sfârșitul primului război mondial și în anul Marii Uniri a României. Părintele Galeriu mi-a schimbat viața și așa o pot spune, mii. Mi-a fost model și m-a încurajat să mă încred, să mă rog la Dumnezeu și să mă încred că voi reuși. Părintele, iată că ne-a cuprins pe toți. Am trăit niște ani așa, bucurându-mă în sufletul meu, că mi-a zis odată, te cunosc ca pe sufletul meu. După aceea am auzit că i-a spus și altcuiva, te cunosc ca pe sufletul meu. Dar știți ce? Nu m-am supărat, pentru că m-am dat seama că așa este. Așa este. Dacă și eu pot să fiu la fel de dăruitoare față de studenții mei, fiecare după darul pe care îl are. Cum să nu poată părintele? Sunt convinsă. Duhovnicia părintelui Galeriu, să știți că s-a topit în exemplul pe care le-a dat. Avea și următoarea vorbă. Nu gura noastră păcătoasă să spună, să grăiască, ci faptele noastre să vorbească. Faptele. Și ne-a demonstrat prin fapte milostenia lui și a dat bocancii și s-a întors acasă de sculți. Atunci când era închis la canal, își dăruia pachetul pe care l-avea pe loc la toată lumea, când alții mai căutau să mai păstreze, cum ar fi firesc. Dar se cheltuia pe el însuși. Era ora târzie și ne aștepta pe fiecare. Vroiam să plec, mi-amintesc, într-o seară se făcuse 11 noaptea, mi-era jenă că mai erau încă la rând și părintele îmi spunea să nu plec. De câte ori mă vedea că mă ridic, îmi făcea semn să rămân. Și după 12 noaptea mi-a venit rândul, iar părintele a și ieșit în stradă, pentru că până la urmă ne-am unit câtva ucenici și unul care era mai aproape a rămas să mă aducă acasă cu mașina, a ieșit în stradă și a binecuvântat mașina și spre surprinderea mea, acasă nu am primit nicio observație pentru ora târzie la care am ajuns. Acesta era părintele, pentru că se ruga pentru noi. Deci duhovnicia lui continua cu rugăciune. Împărate ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le primești, mistierul bunătății, tătătorul de viață, vino, sălășluiește-te într-un nou, curățește de toate întâlnăciunile, mântuiește bunile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Sfinte fără de moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, și acum și pururea și în vecii veșnici. Însoțeau studenți de la kilometru zero până acasă cu tramvaiul. Și acolo veneau adesea oameni, fiind zona aceasta foarte populată cu oameni care cer și mai ales că îl cunoșteau pe părintele, se formase și îi cereau și părintele le dădea.
Și atunci studenții i-au atras atenția aceasta, spunându-i că, părinte, vă înșeală oamenii aceștia, nu sunt nevoiați, să duc și consumă banii pe ce nu trebuie. Și atunci părintele a făcut următoarea afirmație. Zice, dacă din 100 de cerșători, unul este Hristos, adică într-adevăr necăjit și are nevoie, prefer să fiu înșelat de 99, dar să nu-l ratez pe Hristos. Este uimitor lucrul acesta, câți ucenici ai părintelui Galeriu, oameni care deja cu facultate și cu familie au făcut teologia. Sunt mai mult de 20 de ucenici și ucenițe ale părintelui care au făcut teologia și eu chiar am dat unuia dintre ucenicii părintelui, tot așa, care făcea a doua facultate, i-am dat ca teză de licență părintele Galeriu, descoperitor al vocațiilor târzii, ca așa se numește cei care vin mai târziu, vocațiilor târzii pentru preoție. Și acesta s-a apucat și a făcut o teză de licență. Vorbeam odată cu părintele Galeriu, făcând și-o pădășteptul, despre lumina dumnezeiască, lumina taborică, lumina la Sfântul Grigorie Palama. Și atunci părintele Galeriu mi-a spus, a spus așa cu o dragoste părintească, Petre, despre ce vorbești tu nu este lumina dumnezeiască. Cu teoria suntem în altar, cu practica nici măcar nu am intrat în biserică. Și atunci părintele avea darul acesta și al înălțării într-o cunoaștere duhovnicească. A fost, bineînțeles, momentul acesta al înmormântării, care a fost practic o zi de Paști, așa cum a fost la Sfântul Serafim de Sarov, când l-au înmormântat și credincioși simțeau nevoia și au cântat cântele învierii, așa era această atmosferă, acest duh al învierii, în care curcubeu acesta care a apărut în jurul soarelui, după câteva picături de ploaie, că se vedea la Burlanu de la așa, și atunci ceva poate să spună că a fost un fenomen natural care apare după câteva picături de ploaie, adică deci în partea aceasta, dându-le și un sens, un rost pentru înțelepciunea noastră, fiindcă, așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, toată natura este o școală a sufletului către Dumnezeu și toate spun slava Lui. Un personaj pitoresc, cu barba sa patriarhală, mereu cu grijă pieptănată, cu pălăria sa cu boruri late ca un nimb în jurul chipului concentrat, cu poala mantiei fluturând nu în vânt, ci demersul iute cu un fular negru burdușit iarna în jurul grumazului, cu omniprezența sa prin atâtea adunări de la școlile cele mai modeste până la cele ale unor societăți mandicoase, prin felul în care bagă în seamă și întâmpină întotdeauna pe lumea zâmbitor și binevoitor, cu mieroase cuvinte de vindecare, așa cum îl vezi citind adânc cu ochelarii de modă veche, parcă stând mereu să-i alunece pe vârful nasului, cum are mereu un gest de încuviințare a capului când îi salută pe alții. Da, 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 prin felul în care împarte boierește binecuvântări și îmbrățișări sau cum salută pe creștet, pe oricine se apropie de el. Ei, prin toate acestea și prin destule altele, părintele Galeriu este o prezență inconfundabilă care înfrumusețează Bucureștii la sfârșit de mileniu. Este portretul pe care l-a scris Costion Nicolescu la împlinirea a 80 de ani a părintelui Galeriu. Dorul este. Este și ca de obicei ne aducem aminte prima dată la greutăți, la necazuri. Unde ești, părinte, ca să ne mai dai o lumină, o speranță, o nădejde, întărește, luminează-ne de acolo,